Moș Crăciun cu plete d'albe. Bună ziua! Știți că astfel pentru Crăciunițe ținem mâine. Mi se pare mie sau voi două sunteți pro-bărbați? Poftim? De egalitate între sexe. Ați auzit? Bineînțeles! Noi nu suntem aici să denigrăm femeile. Doar că rolul lui Moș Crăciun este conceput pentru un bărbat. De aceea nu se numește Moașa Crăciun sau Baba Crăciun. Da, stați liniștită că vom avea casting și pentru Baba Cloanța. Puteți veni atunci. Deci, în opinia voastră, femeile pot avea doar roluri negative? Nu, Doamne ferește! Nu, stați să vă explic. Am avut casting și pentru Zâna Măseluță, da? Nu a venit niciun bărbat care să vrea să joace Zânul Măseluț. Despre ce vorbiți? Asta pentru că bărbații nu pot face tot ce fac femeile. În schimb, noi, femeile, putem face orice fac bărbații. Nu, fiecare are treaba lui. Vă rog. Că de aia femeile nasc și bărbații nu. Pentru că noi putem face orice. Nu, bine, e discutabil. Nu, dar e discutabil nimic. Bine, vă rugăm să părăsiți sala. Tu nu spui tu mie când să părăsesc sala. Eu dacă vreau o părăsesc, dacă nu, nu. Femeie, potolește, Cristi. Cristi, vino aici, te rog, dă afară. Eu n-am nevoie de niciun Cristi. Doamna, să mă scoată pe mine. Eu pot să ieși și singură. Cristi, hai la mama. Nesimțite-lor ce sunteți. Știți că sala de fitness este peste drum? Da, știu, tocmai de acolo vin. Noi căutăm o persoană care căutați o persoană nedisciplinată, care nu ține cont de felul cum mănâncă, nu-i pasă de felul cum arată și am venit să-i dau un mesaj viitorului Moș Crăciun. Spuneți! Moș Crăciun, burtos ce ești, cred că ar trebui să slăbești. Vrei să ai și tu ca mine pătrețele alea, să arăți bine? Hai încoa să-ți fac dietă, te măsor, te sui pe bicicletă, într-o lună te-am slăbit și mușchii ți-am definit. O să fii cel mai beton și o să arăți deosebit. La sală. Ce faceți, dragilor? Doamne, dar ce sobru aici la voi, mai puneți o pată de culoare aici colo. Ne putem ajuta cu ceva? Păi nu-l mai căutați și voi pe Moș? Ba da. Iacă-te. Ok. Ești dispus să te îmbraci într-un costum roșu cu puțin alb? Roșu cu alb sunt niște culori atât de overrated perioada asta. Propun o schimbare. Da, dar așa este tradiția. Noi nu suntem aici să schimbăm tradiția. Păi am putea schimba tradiția, spre exemplu, de a muta acea uniformă obosită în una de niște nuanțe aurii, argintii, pe dedesubt niște bikini. Coață în cur, baby. Coață în cur. Cred că am speriat copiii, nu cred că este o idee foarte bună. Oh, ce idee mi-a venit. Parada Moș Crăciunilor, okay. Mă duc să fac un event pe Facebook. V-am pupat. Aici este casting pentru Moș Crăciun. Da. Mulțumim. Și va aduce daruri multe. Bună ziua. Bună ziua. Puteți să vă dați jos ochelarii, vă rog, ca să vă putem vedea mai bine? Da. Ce vă recomandă pentru acest rol? Îmi place să petrec foarte mult timp cu copiii. Și ce înseamnă Crăciunul pentru dumneavoastră? Crăciunul pentru mine înseamnă ziua în care mă joc.
cu copii. Haideți să schimbăm puțin subiectul. Ce vă place să mâncați? Pizza. Prosciutto crudo. Mică. Și care este cel mai mare coșmar al dumneavoastră? Lumea fără copii. Un? Nu, nu, este în regulă. Alo, poliția? La fetițe și băieți. Sărbărea baftală, domnișoară. Am auzit că acelii șanse dau cărnaie pentru ăștia mici, pentru ăștia mari. Se... Doar pentru cei mici. A, aveți mici? Vreau și eu trei mici cu pâine și muștar, că să moară mama dacă vă mit. Nu, 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 domnule, nu avem mici. Eșele. Nu avem mâncare aici așa. Aici. Eșele. Îl căutăm pe Moș Crăciun pentru a... Aoleu! Să... L-ați pierdut pe Moș Crăciun? Păi, dacă vreți, vă ajut eu să-l căutăm împreună, dacă... Care v-a să zic, adică, dacă aveți niște lovele la dispoziție, nu eu... Nu oferim bani. Aoleu! Păi, vedeți, noi ăștia nu lucrăm așa, nici măcar pe lovele, dar aminte fără. Eu înțeleg că dumneavoastră vreți să lucrați, da, eu nu pot, domnișoare. Da, așa este adevărat. Păi, cum, care v-a să zic că totuși nu le avem pe Moș Crăciun? Noi suntem în căutarea lui Moș Crăciun. Și aveau o întrebare la dumneavoastră, mă scuzați, domnișoară, sunteți foarte frumoasă și vreau să vă pun, să vă întreb o întrebare. Aveți fer? Fer? Da, domnișoară, fer. Nu. Dar haur aveți? Nu. Dar nu vreți? Ce? Urleu... Rasistelor. Aș putea eu să fiu Moș Crăciun. Dar tu ești doar un copil. Poate că sunt doar un copil, dar cred că știu de ce Moș Crăciun nu mai vine la oamenii mari. Ce drăguț. Ia, zine și nouă. Voi ați uitat să mai fiți copii. Și asta îl supără pe Moș Crăciun. Ați crescut și nu mai știți să vă bucurați de lucruri simple. Și credeți că sărbătorile au legătură cu braston mai mari și cadouri scumpe. Fericirea nu stă în lucruri materiale. Moș Crăciun nu face altceva decât să strângă familia la un loc. Și ce ți-ai dorit să-ți aducă Moș Crăciun? Nu vrea să-mi aducă nimic. Vreau doar să-mi deplinească o dorință. Și care e dorința? Îmi doresc să fie Crăciun în fiecare zi, pentru că e perioada când oamenii vor să fie mai buni unii cu alții. Iar în felul ăsta ar fi bun tot timpul. Ai luat castingul. Ho, ho, ho! Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeți. Și va duce daruri multe. Eu n-am venit pentru rolul de Moș Crăciun. Am venit doar să vă povestesc ceva scurt. Mi-aduc aminte când eram mic și a venit Moș Crăciun la mine și... Acțiune! Există sau nu există Moș Crăciun? Contează dacă există sau nu există Moș Crăciun? Există bine sau rău? Contează ce alegem? Da, noi alegem.